Preoții dobrogeni care și-au jertfit viața în primul război mondial au fost comemorați astăzi în cadrul unui simpozion desfășurat în sala de ședințe a primăriei orașului Măcin. Evenimentul a fost organizat de Episcopia Tulcii în parteneriat cu Arhiepiscopia Tomisului, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial. Pentru Apostol Pavel ne îndeamnă să ne aducem aminte de înaintașii noștri și să privim la felul cum și-au trăit viața, cum și-au încheiat-o, și să urmăm lor. Iată, lucrul acesta îl facem și noi și mă bucur în chip deosebit pentru că sunt și tineri, elevi de aici, de la școlile din Măcin, care au venit să se cuvinece din cuvântul cel viu și adevărat al spiritualității noastre românești și ortodoxe în același timp și cu toții să ne ajute Dumnezeu să putem să rememorăm cel puțin astăzi și să păstrăm în candela sufletelor noastre neștiință placerea dragostei și a jertfelniciei și a recunoștinței față de cei care și-au jertfit viața pentru libertatea neamului și pentru libertatea poporului nostru. Manifestarea a fost precedată de o slujbă de pomenire a preoților tulceni și a eroilor și luptătorilor dobrogeni din primul război mondial, oficiată de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, la Monumentul Eroilor din localitate. Am menționat preoții din județul Tulcea, care au participat la luptele din primul război mondial, dar atenție, avem în vedere și evenimentele din timpul ocupației Dobrogei dintre 1916 și 1918. Fiecare participant și cei care au luat cuvântul au constituit, de fapt, într-o atmosferă științifică de înalt nivel, tocmai rostul și implicațiile unor asemenea evenimente care s-au petrecut acum 100 de ani și să înțelegem și de ce trebuie să prețuim astăzi, ce înseamnă instituțiile noastre, Biserica Ortodoxă Română, ce înseamnă instituția Armatei Române, tocmai ca fiind pilonii societății românești. În cadrul acestui simpozion am prezentat aspecte cu privire la organizarea serviciului religios în armată după primul război mondial, cu accent pe latura ecumenică a acestei organizări a serviciului militar religios. La simpozion au fost prezenți profesori, preoți, medici, oameni de cultură și reprezentanți ai autorităților locale, precum și participanți din localitățile Jijila, Greci, Turcoaia și Cerna. Lor li s-au adăugat elevi de la Liceul Gheorghe Murgoci, de la Școala Gheorghe Banea, dar și de la Școala numărul 1 din localitate.